Har, pace și biruințe de la Domnul. Dragi frați și surori, iubiți ascultători și toți aceia care doriți și căutați să iubiți pe venirea Domnului, iubiți Domnul în aceste vremuri de încercare, am dori să discutăm câteva lucruri și să vedem de ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri. De aceea voi citi un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Evanghelia lui Matei, din capitolul 8, voi citi la versetul 23 la 27, că cuvântul Domnului spune așa: Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el și deodată s-a strâni pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta că l-ascultă până și vânturile și marea? Amin. Voi mai citi un cuvânt din Psalmul 65, versetul 7, care spune așa: El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Amin. Iubiții Domnului, oare dumneavoastră credeți că Iisus doarme la tot ceea ce se întâmplă în lumea întreagă la ora actuală? Oare credeți că lui nu-i pasă de ceea ce trecem noi în clipele acestea? Eu vreau să vă spun că lui îi pasă, iubiți Domnului, și toate lucrurile lucrează după voia lui Dumnezeu și el lucrează pentru binele nostru, slăvit și lăudat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Nu ar vrea ca cineva să mă înțeleagă greșit. Ar vrea să înțelegem că de ce, cum am vorbit, de ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri. Ar vrea ca Dumnezeu să ne facă să avem o nădejde vie în El, pentru că El ne-a promis niște lucruri și Dumnezeu le va duce la îndeplinire, iubiți frați și scumpe surori. Iubiți credincioși, vă îndemn în numele Domnului nostru Iisus Hristos, aveți credință în Dumnezeu, dar credința aceea vie, aveți credință în ceea ce tot scrie Scriptura că se împlinește, iubiții Domnului, dar vă îndemn mai mult să aveți o nădejde puternică și să credeți cu adevărat că bunul nostru Dumnezeu este la cârma corăbilor vieților noastre și Dumnezeu să fie slăvit în toate. Cum am spus, de ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una din cele mai dificile părți a vieții creștine e că faptul că devenim ucenici al lui Hristos nu ne face imuni la încercări și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea, boli, rănire în cazul nostru sau al colegilor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă. Ei bine, nu este așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îl iubește pe copiii lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său.
Aceasta este scopul creștinului în orice lucru din viață. Inclusiv încercările și necazurile are scopul să ne facă în stare să atingem acest țel. E parte din procesul de sfințire. Să fii pus deoparte pentru scopul lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru. L-a explicat și le explică și în Scriptură. Iubiții Domnul, și-ar vrea să citesc acest verset, aceste versete de 1 Petru 1, versetul 5, 6 și 7. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: voi sunteți zidiți în puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, cum spune, cum ne scrie versetele acestea în Pavel, în ea voi acum vă bucurați mult, măcar că acum trebuie să și sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului atunci autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm, chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde, însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu îl arată dragoste față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Acest lucru vorbește în Cartea Romanilor. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului divin, atât pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră, cum ne vorbește în Filipeni 4:13, deci pot totul în Hristos care mă întărește. Totuși trebuie să fim atenți, să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre, dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dumnezeu va ierta păcatele noastre, pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firește ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite, dar Dumnezeu folosește până și în aceste suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop cât și cu răsplată, frații mei. Să nu priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știm că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdare trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi
cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Prin toate încercările și necazurile vieții, avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. De ce am spus, iubiților, că suntem într-o bătălie spirituală? Vedeți dumneavoastră acum prin încercările acestea care trecem prin acest virus, această pandemie, se pregătește alte lucruri nascuns, care am mai vorbit odată și am spus și am avut lucrare de la Domnul. Se pregătește această închinare, să acceptăm această închinare către Papa, această lucrare care Papa dorește ca toate bisericile să se unească într-una singură și să-i dea lui autoritate, adică să creadă în el că și este înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Iubiții Domnului, să fim tari în credință și credința, cum am vorbit ieri, credința este aceasta care a dat-o apostolilor în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne facă tari prin încercările care trecem acum. Deci, cum spuneam, Satan nu are nicio autoritate asupra celui ce crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhului Sfânt să ne împuternișească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, dată asigurarea că nicio încercare nu va trece dincolo de capacitatea noastră de a suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda, iubiții Domnului. Aș vrea să citesc un cuvânt din 1 Corinteni, din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Și aș vrea, iubiții Domnului, cu aceste gânduri să ne întărim și cu aceste gânduri să fim tari în nădejdea aceasta în Domnul nostru Iisus Hristos, că și El este la cârma corăbilor noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: nu va ajunge nicio ispită ca să fi nu fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Amin. Iubiții Domnului, vă îndemn în numele Domnului nostru Iisus Hristos, fiți tari în nădejde, fiți tari în credință cuvântul lui Dumnezeu, fiți tari și aveți nădejde aceasta vie căci Hristos, peste puțină vreme se va opri această pandemie, dar ar vrea să fie o trezire pentru noi, iubiții Domnului, să mergem mai departe cu Domnul nostru Iisus Hristos, dar nu cu ațipeala care am mers până acum, ci să fim treji vegheatori și să urmăm ceea ce Hristos ne-a lăsat ca să urmăm, să călcăm pe urmele Lui și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Amin.